Duminică în zona Mușel sunt programate a se disputa meciurile din play-off și play-out în cadrul campionatului județean de fotbal Seria Nord. În play-off se va juca după următorul program, ASL Rești, CSRU, Cărmeș programat pe stadionul municipal din Câmpul Lung la ora 11, Cimentul Valea Mare Pravăț, ASE Godeni și ASE Dragoslavele, Partizanul Vlădești. Tot duminică de la ora 11, în play-out se va juca după următorul program, Petrolul Hârtieș, Vulturii Vulturești, ASE Schitu Goleș, Flacăra Boteni și ASE Cetățeni, Unirea Budia de Jos. Vizitează sportinmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și în video. sportinmuscel.ro, sportul în muscel, secundă cu secundă. La nivelul diviziei D, în meci contând pentru etapa cu numărul 25, singura reprezentantă a fotbalului mușcelean în acest eșalon, Gloria Berevoiești, va juca în deplasare la ASE Poiana Lacului. Meciul este programat pentru sâmbătă 4 mai, începând cu ora 16.